În secolul trecut a existat un răzvrătit modern, un haiduc român asemuinou dată cu faimoșii gangsteri americani din perioada prohibiției alcoolului în Statele Unite, pe numele lui Gheorghe Coroi. S-a născut în anul 1911 la Durnești, în Botoșani, în locul unui trai ce nu e așa din tiparele modeste ale țăranului nostru de la acea vreme. Soarta l-a scos în evidență altfel. Necazurile sale au început la puțin timp după ce s-a căsătorit cu marea sa iubire Hareta, foarte frumoasa lui soție. A devenit victima unui jandarm din Durnești. Într-o zi, acesta a siluit-o în timp ce Gheorghe era la muncile ogorului. Coroi nu putea lăsa fără ripostă mârșăvia, așa că l-a bătut pe agresor și pe alți doi jandarmi. Această faptă i-a pecetluit soarta, pentru că până la condamnare și exilul către Ocna nu a mai fost decât un pas. Printre ocnași și-a făcut prieteni care erau certați cu legea, tâlhare numiți, deprinși cu tainele lumii răufamate din acea vreme. După ispășirea pedepsei, Coroi s-a întors acasă, unde a auzit îngrozit chinurile la care a fost supusă soția de către jandarmi în perioada în care fusese la Ocna. Supărat din calea afară, Coroi a mers noaptea la postul oamenilor legii, i-a bătut, le-a luat armele, muniția și s-a refugiat în Codri. Și a reîntâlnit vechii camarazi de suferință pe care i-a organizat într-o bandă. Alături de ei, a trecut la jafuri zdinice, însă nu împotriva oamenilor sărmani. Aceasta era singura lege valabilă care opera în interiorul grupării. În anul 1933, Coroi a reușit să scape dintr-o ambuscadă creată de jandarmi, în urma căreia a operit doi dintre oamenii săi, Căsândrel și Mazăre. A supraviețuit miraculos și pentru că a fost ajutat de Dan Alexandrescu, un boier care simpatiza cu atitudinea rebelă a haiducilor. Este totuși captura de autorități în apropiere de Botoșani și ajunge din nou la închisoare. Evadează cu ajutorul unui gardian pe care reușește să-l convingă să fugă împreună. Cu prinzere mușcări, paznicul avea să-și ia viața după câteva zile. Un an mai târziu, este arestat încă o dată, în timp ce se afla în casa unei amante din satul Sulița. A fost judecat. La proces, au venit mulți susținători pentru a pleda în favoarea iertării sale. Poate și de aceea s-a ales cu doar 6 ani de temniță. După multe păreri, Coroi a fost probabil haiducul român cel mai vestit al secolului trecut. Faptele sale sfidau întreg aparatul polițienesc al unei țări ce se dorea democratică și care consideră că are instituții apte să intervină în soluționarea problemelor de ordin intern. Deși miniștrii și prefecții dădeau ordine unul după altul, iar poterile se succedau în urmărirea sa, șefii ajungeau să fie destituiți. Coroi era de neprins, deoarece țăranul iubea pentru binele pe care îl făcea, pentru faptul că îi umilea pe mari boieri și îl ajuta. Omul din popor era de părere că a fost un haiduc care lua de la bogat și dădea săracului. Cartea învăța puțină, dar a avut minte multă. Printre îndrăznețele sale acțiuni se numără și prădarea târgului Mihăileș cu o bandă de 10 oameni înarmați până dinți, luând la rând casă cu casă. Într-o zi, a trimis o depeșă prin care îl înștiința pe boierul lacom și nemilos cu țăranii de pe moșia sa că îl va vizita la o anumită dată și o anumită oră. Îl soma să pregătească o sumă însemnată de bani pe care Coroi o va împărți țăranilor nevoiași de pe moșie. Chiaburul a răspuns afrontului prin enumăratele bice pe care le-a aplicat țăranilor, motiv că ei l-au chemat pe Coroi. Apoi a anunțat jandarmeria, unde avea mulți prieteni. În ziua stabilită îl aștepta cu înfrigurare. La poarta conoacului a sosit o trupă de jandarmi care avea în frunte un dita mai general. L-a primit cu temeneli, mândru de atenție oferită și l-a poftit în casă la o mică gustare. Cheful cel mare urmând a se ține după prinderea banditului. Generalul a cerut mai întâi să fie verificat conacul cu toate ieșirile și intrările lui. Pe urmă, a ordonat să-i se arate seiful spre a verifica locul și buna lui stare. Casa s-a conformat, mândră de așezarea și încuietoarele pe care le avea. Brusc, generalul a scos un pistol spunându-i: "Boierule, s-a zis cu tine, sunt Coroi banditul. Am venit după banii ăștia, întinde pe pat dacă vrei să scapi cu viață. Sub cap ți-am pus o grenată, dacă miști sari în aer." A amenințat brigandul travestit, după care a strecurat sub pernă un pachet învelit în ziar. A plecat liniștit însoțit de banda sa. Boierul a înmărmurit când au venit adevărații jandarmi să dezamorseze grenada, care era de fapt un simplu cartof. Îndrăzneala sa nemaipomenită a pus pe gânduri întregul județ. Împreună cu cei 8 tovarăși și ai săi a atacat de un timp încoace tot felul de persoane, țărani din satul său, domn bogați de la oraș, sergenți de stradă, jandarmi, ba chiar și ofițeri. În iarna trecută a atacat pe însuși comandantul legiunii de jandarmi a județului Botoșani, pe domnul Maior Manuil, și se credea că îndrăzneala sa și-a ajuns culmea cu această lovitură.
Iată însă că săptămâna trecută a făcut-o și mai lată, dând, într-o singură noapte, mai multe lovituri. În ziua de Sfântă Mărie, banditul Coroi cu tovarășii săi a petrecut toată ziua în comuna Guranda. În această comună se afla familia banditului, soția și mai mulți copii. Banditii s-au prins în horă cu locuitorii satului și de frică niciun țărean n-a îndrăznit să anunțe postul de jandarmi. De la horă au plecat spre locuința unui fruntaș al satului, cu care, se vede, avea ceva de împărțit. Au găsit în fața casei o mulțime de săteni stând de vorbă și astfel au trebuit să-și vadă mai departe de drum. Fiecare bandit era în arma până dinți, cu revolvere, cu puști, cu gloanțe și praf de pușcă. Doi înși poartă puști mitraliere pe care le descarcă de gloanțe destul de des. Astfel, înarmați, au plecat spre Roșelul Ștefănești. Aici au făcut un adevărat prăpăd și au lăsat caii să pască la marginea satului prin porumbiștea locuitorilor și, intrând în sat, au legat pe cei doi guarzi comunali. Au început apoi a trage cu mitralierele, așa ca să sperie oamenii de credeai că s-a început războiul. După aceea s-au pus pe lucru. S-au împărțit în două cete și au intrat în locuința moralului Beranovici, l-au legat cu obză împreună cu familia și servitorii și au luat un sac de bani de câte 100 de lei în greutate de 10 kg. De aici au trecut la locuința unui mare comerciant, Gherșiu Grizaru. Aici au găsit numai pe un fiu de-al comerciantului pe care l-au bătut zdravân și care, de mulțumire, le-a dat cele 100.000 de lei pe care îi avea. Cu timpul, Coroi, îmbătat de succese cu petreceri și cu lăutari, a început să-i uite pe țăranii săi care îl găzduiau și îl apărau. Mai mult, a împușcat un jandarm care era un fiu de țăran necăjit ce lăsase acasă o femeie și 3 copii mici. Jandarmii voiau acum să-și răzbune fostul coleg. Coroi a cerut ajutorul unui cunoscut ziarist al perioadei interbelice, Brunea Fox, așa cum făcuse și Pantelimon Toader cu 20 înainte, care chemase în ajutorul său pe avocatul și ziaristul Nedecocea. Apoi s-a predat la Bacău, jurnalistul veghin să nu fie linșat în închisoare. În sprijinul său a intervenit și Alexandru Cuza, profesor universitar eșan, președintele unui partid naționalist, Liga Apărării Național Creștine. Astfel, Gheorghe Coroi a devenit un simbol, fiind apărat de crema cuzismului local. I-au fost iertate din acuzații de către Curtea cu jur de la Bacău. În 1933, Brunea Fox i-a dedicat mai multe articole în ziarul Dimineața, important ziar în epocă de nuantă socialistă, considerând că, din punct de vedere criminologic, Coroi este un bandit. Realitatea Ilustrată a publicat articole cu Coroi, fiind un subiect de senzație pentru acea perioadă. În 1935, insista pe faptul că Borfașul a devenit vedetă de cineva, făcând filmări la București. Prins în aprilie, la 29 august 1935 a evadat și apoi s-a predat, declarându-se nebun. Isprăvile acestui John Dillinger de România erau urmărite cu interes de către opinia publică. A aterorizat nordul Moldovei vreme de 3 ani, între 1932 și 1935, predându-se uneori și evadând în închisoarea din Botoșani atunci când avea el chef. În curtea închisorii, unde era considerat un erou, filma, scria mesaje pentru filme cu sunet și corespundea intens cu publicațiile vremii. Investise mult în clasa politică a nordului Moldav și datorită acestei coruperi putea face tot ce dorea. Cu directorul închisorii, avocatul Ursache, chefuia, juca cărți adesea, iar bucătăreasa lui Ursache găti zilnic pentru Coroi. La închisoarea din Botoșani, Coroi avea rezervată celula de odinioară a haiducului Pantelimon și, pentru că declarase că are crize cardiace, în fața celului se afla mereu o santinelă care se seară în ajutor. În seara de 12 august 1935, la toate inspecțiile făcute de plutonierul Voicu și agentul Variga, inclusiv la cea de la miezul nopții, lucrurile erau în perfectă ordine. În fața celulei în care dormea Coroi, fusese postat ca santinelă soldatul Mihai Simenicianu din contingentul 1934. Originar din comuna Călărași, un băiat voinic și un soldat foarte bine notat de superiorii săi. Dispariția lui Gheorghiță Coroi și a santinelii Mihai Simenicianu a fost sesizată la ora 1:30 de către sublocotenentul Alexandrescu, care a dat imediat alarma la fața locului, prezentându-se pentru primele cercetări prin procurorul Ion Adam, ajunctul său Schiru și judecătorul de instrucție Mihăiescu. Pe urmele lui Coroi pornise întregul aparatul polițienesc în frunte cu directorul Ionășescu și corpul gardienilor publici comandați de Clopoțel. Se știe că în anul 1933, după ce îl împușcase grav pe colonelul de jandarm Manuel și îl ucisese pe plutonierul Grigoroai, Coroi se ascunsese în Botoșani la o persoană cu suprafață socială și nu a putut fi găsit. Suspectat a fost unchiul concubinei lui Coroi, secretarul serviciului veterinar Nicolae Ionescu, care și avea casa în strada Grăniceri și la care trăgea adesea Gheorghiță Coroi. Ionescu fusese arestat odată cu Coroi, dar a fost pus în libertate la 1 august 1935 din lipsa de probe.
După evadarea lui Coroi, bandit urmărit de potre zi și noapte, panica s-a răspândit în întreg nordul Moldovei, dar mai ales în Botoșani. Comandantul legiunii de jandarmi din Iași, Pop, a chemat de urgență la Iași pe toți șefii de posturi pentru a învăța cum să-l prindă pe Coroi și să-l aducă apoi la închisoarea Galata din Iași, una din cele mai fortificate închisori din țară, condusă de directorul Manariu. Bătut cumplit de plutonierul Voicu Mihai, soldatul Siminicianu plânea o dezertare atunci când Coroi a propus să fugă împreună. Evadarea a fost linicioasă. Coroi a deschis ușa celulei cu o bară de fier primită de la Siminicianu, au apoi plecat împreună poposind în grădina publică pentru puțin odihnă. Apoi au traversat cimitirul Pacea și porumbiștea de după cimitir, dispărând în pădurea Copălău. În drum, între Buda și Sulița, unde trăia soacra lui Coroi, nevastă era de fapt concubine, se numea Adela Ionescu Dodoi, de la care avea să împrumute 1500 de lei, evadați au prădat doi negustori, au rătăcit apoi prin păduri, despărțindu-se la rediul lângă Rădăuz Prut. Coroi a plecat la hramul mănăstirea Gafton, iar Siminicianu a rămas să-l aștepte. Împușcat în piept de poteri, Siminicianu a fost arestat și dus la spitalul din Botoșani. Ancheta care a urmat, condusă de procurorul general al Curții de Apel din Iași, Pogonat, a dezvăluit că temutul Coroi huzurea la închisoare ca nimeni altul. Nu numai că nu stătea în celula de fier în care trebuia ținut, dar îi se scoseseră și lanțurile și fiarele. Era instalat confortabil într-o odaie aparte și avea la dispoziție pe un țigan, anume Muțilă, arestat pentru furturi care servea toată ziua. În paralel, au fost audiați concubina lui Coroi, Adela Ionescu Dodoi, sora lui Aneta și furtațelui Bălăucă, Caliniuc și Dumbrăvean. Unii îl vedeau ca pe un haiduc justițiar, însă Brunea Fox, care l-a cunoscut și ajutat, îl considera mai degrabă copia unui gangster de tip occidental, cu numeroși complici, gazde, tânăitori, cu semnalizatori de pericol de rând autorităților, de rândul micilor funcționari care îl simpatizau și pe care Coroi îi cumpăra cu bani. Procesul lui a fost cel mai mare de Moldova de până atunci. A debutat cu 12 dosare, aproximativ 6.000 de pagini, 50 de acuzații, 40 de acuzați, 500 de martori. Acțiunea justiției a început la 20 noiembrie 1936, iar la 8 decembrie a fost condamnat la 2 ani de închisoare. După ispășirea pedepsei s-a stabilit în Bacău, s-a căsătorit cu Adela Ionescu și a deschis o cârciumă într-o mahala băcăoană.